Ești o persoană ambițioasă și muncești din greu. Ești bine potrivită pentru lumea afacerilor, pentru că nu permiți emoțiilor să interfereze cu obiectivitatea evaluărilor. Ar putea dura ceva timp ca să ajungi la o hotărâre fermă, dar acceptând-o, rar greșești. Succesul este important pentru tine și nu permiți dezamăgirile sau obstacolele în calea progresului tău. Atunci când se întâmplă ceva în neregulă, când nu merge așa cum ai plănuit, faci o scurtă pauză, te gândești la poziția ta, apoi îți aduni puterea și reveni în forță. Ești înzestrată în mod natural cu abilități mentale luminate, pe care le utilizezi cu succes atât în domeniul științei, cât și în alte domenii, inclusiv în domeniul artei. Ca lider în familie, demonstrezi un mare sentiment de responsabilitate, iar în momente dificile ale vieții prezinți caracter și determinare puternică. Cu toate acestea, cu cât mai tare talentul, cu atât mai excentric poate apărea societății. Echilibrul tău mental este uneori fragil, deoarece lumea în care trăiește natura ta hipersensibilă este prea rafinată și fragilă. Semnul tău zodiacal aparține constelației Gemeni. Gemenii sunt direct legați de semnele elementului aer, care se disting prin următoarele calități: viteză, curiozitate, adaptabilitate, înțelepciune. Dispunând de înalte abilități mentale, dar inconsecventă în decizii, poți fi foarte controversată. Deoarece constelația ta apare pe cerul înstelat doar spre sfârșitul lunii mai, ești supusă influenței Mercurului. Datorită lui, te distingi prin elocvență și înțelepciune, iar diplomația și abilitatea de a organiza și desfășura diverse evenimente te fac un partener minunat în muncă. Trăsătura cea mai cunoscută a personalității tale este impermanența. De asemenea, trebuie să lucrezi pe cont propriu mereu, deoarece tendința născută de a minți și de a înșela te poate împiedica să menții relații bune cu cei dragi. Pentru mulți se pare că ești foarte frivolă, dar aceasta este doar o consecință a unei minți creative și dornice de comunicare. Tu ai nevoie de sprijinul celor dragi, pentru că nu ai prea multă încredere în sine. Cu toate acestea, planeta călăuzitoare Mercur te-a înzestrat cu multe calități pozitive. Ai o imaginație foarte bine dezvoltată, astfel că devii ușor lider și sufletul petrecerilor. De asemenea, simbolizezi tinerețea și frumusețea, vitalitatea ta nu se usucă nici măcar la bătrânețe. Guvernatorul tău astral este Mercur. Planeta Mercur este responsabilă pentru un sentiment de confort, precum și capacitatea de a găti. Mercurul este favorabil jurnaliștilor, vânzătorilor, călătorilor, alergătorilor și chiar infractorilor. Planeta ta în exil este Jupiter. Lui Jupiter îi poți mulțumi pentru lipsa de principii și neputință. Ai ambiții mari, ești workaholică, în timp ce în afaceri te simți ca acasă, rareori faci greșeli, nu permiți pasiunilor și emoțiilor să-ți cucerească mintea și calculul. Tu nu iei mereu decizii rapide, dar după ce le-ai luat, nu mai eziți. Succesul înseamnă mult pentru tine și îți clarifici calea pentru asta. Dacă circumstanțele neașteptate interferează cu planurile tale, tu nu abandonezi, ci iei o pauză ca să te gândești cu atenție la toate. După odihnă elaborezi un nou plan de acțiune. În general, acest comportament este complet neobișnuit pentru Gemeni. Tu nu excelezi în diplomație. Astfel, o greșeală este suficientă pentru a elimina sau a arunca înapoi toate rezultatele pozitive obținute în mulți ani de muncă scrupuloasă. De aceea, planificarea atentă și obiectivitatea sunt componentele necesare pentru implementarea cu succes a proiectelor tale. Persoană talentată și creativă, simți periodic nevoia de a te distanța de lume, dar în timpul acestor perioade de izolare nu poți rupe complet legăturile cu evenimentele actuale. Încercarea de apărare a justiției este prea intruzivă și categorică. Ca urmare a nevoii de a fi curajoasă, poți începe să manifeste agresivitate. Poți deveni un moralist incorigibil, chiar dacă ai fost întotdeauna faimoasă pentru comportamentul tău liber. Se pare că ceri toleranță de la ceilalți, fiind incapabilă să exerciți aceeași toleranță față de ei.
Pe de altă parte, loialitatea și devotamentul sunt concepte sfinte pentru tine. Cu toate acestea, pentru evoluția morală, trebuie să atenuezi sentimentul de vinovăție. Tu asociezi în mod direct progresul tău spre succes cu creșterea cerințelor asupra ta însăți. Cu toate acestea, abilitatea de a rezista stresului nu este dezvoltată prea mult. Prin urmare, ești fericită atunci când reușești să găsești acea nișă unde poți lucra mult timp, fiind într-o satisfacție constantă. Pe de altă parte, create literal pentru a fi în vârf, ar trebui să-ți fie clare dificultățile care te așteaptă în postul înalt. În ocuparea funcțiilor de conducere, trebuie să ții cont de faptul că lipsa de contact între tine și subordonați poate agrava procesele. Prin urmare, este necesar să stabilești astfel de canale de comunicare care să permită în mod liber schimbul nu numai informațiilor despre afaceri, ci și preocupările zilnice obișnuite cu oamenii. Dacă aceste condiții sunt îndeplinite, nimic nu te împiedică să ai succes. Te distingi față de alții nativi din gemeni prin astfel de trăsături speciale, ești plină de viață, suplă, populară. Îți place să experimentezi și să rătăcești în mod nebun în dragoste cu cineva care te poate surprinde și cuceri serios, dar nu cu imprudență și curte primitivă, ci cu mișcări elegante și non-standard. Cum afectează data de 8 iunie soarta ta? Ai o minte minunată. Ești înzestrată cu inteligență strălucitoare, minte clară și viziune. Poți aplica aceste calități cu un mare succes în diferite domenii de activitate. Tu poți reuși atât în domeniul științific, cât și în cel economic. De asemenea, nu ți este străină arta, dacă dorești, te poți realiza cu succes în lumea creativității. În plus, ești obișnuită să fii dominantă în cercul familiei, ai un mare simț al responsabilității pentru gospodăria ta. Hotărârea și caracterul tău inspiră încredere în rudele tale. Uneori, poți părea oamenilor din jur ca excentrică, cu un caracter complex. În majoritatea cazurilor, acest lucru se datorează faptului că societatea nu este în măsură să accepte complexitatea și diversitatea naturii tale. În plus, acționezi foarte impulsiv. Tu nu ești deloc îngrijorată de consecințele acțiunilor tale și cu atât mai mult, nu te îngrijorează ce cred alții despre tine. În dialog nu știi ce este diplomația. Din copilărie ești obișnuită să duci lucrurile până la capăt. Prin urmare, fiecare lucru mic este suficient pentru a exploda și pentru a spune multe lucruri inutile, ceea ce în final va afecta evoluțiile pozitive pe scara carierei și din viață. La urma urmei, munca de mulți ani o poți șterge cu ușurință cu o slăbiciune de moment. Temperamentul tău rapid te ajută să lucrezi cu dușmani și detractori. Oamenii evită să se ocupe de astfel de personalități explozive și categorice ca a ta. Constelația Gemeni te ajută la stabilirea unor trăsături pozitive de caracter. Astrele îți recomandă să te bazezi pe forța ta interioară, ceea ce va ajuta la înfrângerea tuturor demonilor interni și la orientarea vieții în direcția corectă. Prin urmare, va trebui să câștigi literalmente dreptul la o viață fericită și prosperă. Dacă asculți vocea interioară și recurgi la introspecție, aceste lucruri te va ajuta să-ți simplifici foarte mult viața. Abilitățile mentale și o viziune unică asupra lumii te ajută să-ți dezvolți lumea interioară, să-ți extinzi orizonturile. Dorința de a învăța ceva nou te va ajuta să devii mai flexibilă, să înveți să înțelegi și să respecti gândurile altor oameni. Cultivând calitățile pozitive, devii mult mai bună. Pentru a nu te neca în autodistrugere, ai nevoie să menții o atitudine pozitivă față de lume. O atitudine deschisă și pozitivă te va ajuta să câștigi oamenii. Principalul tău avantaj este abilitatea de a-ți analiza propriile greșeli. Aceste lucruri ajută la evitarea colțurilor ascuțite în viitor, pentru a evita conflictele inutile, pentru a menține echilibrul emoțional și o atitudine pozitivă față de lume și de alții. Dragoste și compatibilitate. Într-o relație strânsă, ești un partener dedicat, fiabil și grijuliu, sensuală și iubitoare. Cauți o relație stabilă și de lungă durată. Lăsată singură,
Poți deveni un muncolog, alianțele emoționale armonioase se vor dezvolta cu berbecul și vărsătorul. Aceasta deoarece berbecul îți va da pasiune, nu te va lăsa să te plictisești și te va energiza. La rândul său, vărsătorul împărtășește dorința ta de libertate, atitudinea ta frivolă și aventuroasă. Riscul este ca vărsătorul să devină autosuficient și să te expulzeze când ți-e lumea mai dragă, fără niciun semn de avertizare. Uniunile familiale cele mai liniștite și mai rafinate sunt cu reprezentanții semnului tău zodiacal. Gemenii te pot captiva cu farmecul și intelectul lor, iar cu natura lor neobișnuită și rafinată, adaptabilă, poți construi relații pe termen lung. Poate fi o relație excelentă ce se va dezvolta permanent. O uniune interesantă, dar inegală te așteaptă cu leul, dar aici există riscul de a acumula oboseală din cauza patosului său excesiv, dar și datorită indiscreției sale primitive. Capricornul, Fecioara și Taurul sunt prea pasivi și previzibili pentru tine. Aceste alianțe sunt sortite eșecului. Racul cu sânge rece și slab te poate aduce la disperare, în această uniune nu există puncte de contact. Cu un reprezentant din Balanță sau Scorpion este puțin probabil să faci casă comună, să trăiți sub același acoperiș. Balanța este mult prea indecisă și lentă, iar Scorpionul va încerca în permanență să te manipuleze, vei simți în permanență transpirația rece a trădării. În raport cu aceste două semne zodiacale, ești pe etaje diferite, fără scări și lifturi între ele, sau chiar mai rău, în blocuri diferite. Totul este însă posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Știința și arta sunt domeniile tale principale. Ești inteligentă și, în același timp, dotată cu un suflet extrem de sensibil și delicat. Echilibrul tău se înclină în mod constant într-o direcție, apoi în cealaltă direcție, ceea ce provoacă acțiuni incomprehensibile și uneori chiar prostești. Tu nu te gândești la consecințele acțiunilor tale. Rar folosești diplomația. Uneori, faci greșeli stupide și majore, distrugând lucrurile care au fost realizate în mai mulți ani. Prin urmare, planificarea și calmul sunt fundamentul succesului tău. Din când în când, ai nevoie de o perioadă de singurătate și de regândire. Este destul de dificil pentru tine să-ți găsești un loc de muncă care să nu te epuizeze la extrem, dar în același timp să te ajute să te realizezi. Uneori ți se pare că ai fost creată pentru conducere, dar aceasta este o greșeală. Poziția de lider impune prea multe cerințe pe care nu le vei putea satisface o lungă perioadă de timp. Dacă totuși ajungi din scaunul șefului, atunci trebuie să menții comunicarea în ambele sensuri cu subordonații tăi, să comunici cu ei ca și prieteni. Un șef bun nu uită de căldură și umanitate. Sănătate și boli. Datorită încărcăturii mentale sporite, precum și a responsabilității excesive, sistemul tău nervos este deosebit de vulnerabil. Acest lucru se manifestă cel mai adesea în dureri de cap, oboseală musculară și stări de anxietate. Nu trebuie să combați simptomele lente ale unor astfel de afecțiuni, ignorând cauzele lor radicale. Poate că atacurile dureroase nu sunt altceva decât un avertisment de pericol iminent sau un memento că trebuie să-ți schimbi obiceiurile și stilul de viață. O altă consecință a stresului poate fi insomnia. Medicamentele sau remediile la domiciliu prescrise de un medic pot ajuta într-un fel, dar numai meditația sau consilierea de către un psihoterapeut poate vindeca complet boala. O distracție sănătoasă pentru tine este dezvoltarea abilităților culinare. Dacă ești angajat în muncă sedentară, îți sunt recomandate exercițiile regulate. Soarta și norocul. Vibrațiile din această zi poartă energii nefavorabile, care pot întări trăsăturile personale negative. Se poate părea din afară că te-ai născut să suferi, dar nu este așa, ți se dă posibilitatea de a-ți schimba însă-ți destinul prin înțelegerea situației și a perfecționării. De la tine se cere răbdare, bunătate în toate, rezistență, milă și decență.
Dacă te poți schimba și poți întări proprietățile pozitive ale naturii tale, poți suporta modificări și încercări, îți vei îmbunătăți viața și vei găsi fericirea. Sfaturi pentru tine. Trebuie să înveți să nu te învinuiești pentru că nu ești suficientă de tolerantă și corectă față de ceilalți oameni. Ține sub control aspectele moraliste și critice în ceea ce te privește. Ia în considerație cu grijă standardele pe care le stabilești pentru tine și pentru ceilalți. Relaxează-te. Mulțumește-te cu locul în care te afli, cel puțin pentru moment. Nu lăsa ambiția să-ți conducă viața. Ce cadouri ți se potrivesc? Tu tolerezi mult mai ușor că a uitat cineva să te felicite decât alte semne, astfel încât nu atragi cadouri de o importanță foarte mare. Pentru a-ți face plăcere un dar, este foarte simplu. Este important să fie dăruită din inimă și să fie exact ce vrei. Nu este dificil să știe cineva ce vrei. Este suficientă doar să discute, să te lase să viseze în ajunul sărbătorii tale și toate dorințele vor fi imediat exprimate. Prin natura ta iubești sărbătorile și oamenii din jurul tău. Dacă primești bilete la film, după ce ai vizionat acest film va fi cel mai interesant film din viața ta. Căști pentru telefon. Imediat se dovedește că setul cel vechi nu era deloc bun și că darul s-a dovedit a fi mai bun ca niciodată. Fiind inteligentă și bine citită, nu vei fi niciodată dezamăgită de darul intelectual, de exemplu, o carte electronică, o colecție de filme documentare sau o enciclopedie. Dacă ar fi să primești o bijuterie, ar trebui să-ți aleagă un lanț sau colier de argint. Este mai bine să nu primești unele, deoarece ele semnifică o constrângere a libertății tale. Prețul unui cadou nu este practic important pentru tine, atenție este importantă. Poți fi fericită doar cu atenție, o grămadă de nimicuri în cutii mici asortate pot să te distreze și, în același timp, comentariile care vor acompania procesul de desfacere a ambalajelor, pot fi asemănătoare cu un monolog al lui Nael Zărescu. Cu ambalajul nu excelezi, este puțin probabil să-ți atragă atenția asupra lui, este mai interesant pentru tine ceea ce este înăuntru. Dar nu este o curiozitate care te conduce. Te bucuri că e mai multe din cel ce dăruie, decât ceea ce a adus. Dar tu iubești darurile cu înțeles. Este mai bine să nu ți se dea mărunțișuri chinezești inutile. Chiar și ustensilele de bucătărie vei fi bucuroasă să le primești și nu vei da niciodată impresia că nu ai nevoie de ceva. Dar vei găsi cu siguranță o aplicație pentru tot și vei povesti cu siguranță mai târziu cât de importante s-au dovedit a fi lucrurile primite. Florile oferite de ziua ta de naștere ar trebui să fie de un violet blând într-o vază. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.